Am umblat un pic prin lumea mea. Știi cum? Am umblat un pic prin lume. Am umblat un pic prin lume și am înțeles. Da, un pic. O clipă, cred că. 20 de ani, o clipă. Interesant. Și am înțeles că totul e minunat. Totul e frumos, orice îți propui. Vrei să călărești în tine partea ta neagră? Foarte bine. Vrei să călărești în tine partea ta albă? Foarte bine. Vrei să călărești ambele părți, și albă și neagră. Alba neagră. Excelent. Dar și foarte bine. E excelent. Nici nu știm unde am aterizat. Atât de bine e și frumos totul. Orice e posibil. Orice clipă de clipă e un drum, da, prin meditații și prin... Dacă când ajungi la un moment, îți dai seama că nici nu aveai nevoie, dar trebuia, că altfel nu ajungeai în clipa asta, aceasta. Da, e nevoie de... Închide ochii și simte-te bine. Închide ochii și visează. Doar de tine depinde ce proiecție o ștergi, fie om, fie persoană, fie animăluț, fie natură, fie orice. Doar de tine depinde ce dai viață, unde trimiți energie. Și nu e treaba nimănui cu consecințele de rigoare acum vine, da. Să nu ți fie frică, dar eu mie îmi spun, da. Și mai departe, și dacă îți spune cineva că ești bolnav, ești nebun, locul tău e la casa de nebuni, filmul ăla despre nebuni e despre tine, nu e adevărat. N-ai fost niciodată nebun, n-ai fost niciodată sărac, n-ai fost niciodată bogat. Ești totul. Super. Și nu trebuie să dovedești nimănui nimic. Dacă îți faci, eu mie îmi spun, dacă îți face plăcerea să intre, să mai... Da. Be your guest. Be my guest. Be your guest. Dar cred că și asta... Încep să înțeleg că nu mai am nevoie. Da, mătura se aude. Se mătură tot. Energiile, de fapt, ce fac? Vibrațiile, energiile, lumina. Da, noi vibrăm, noi se proiectează și e așa, și se proiectează și tu hotărăști ce ștergi din proiecții și ce lași. Fie om, fie orice, fără frică, tu hotărăști. Asta nu înseamnă că te duci și dai în cap la om. Asta nu are nimic de a face una cu alta. N-ai treabă. Cu aia nu rezolvi nimic și nu mai te învârți într-un cerc și nu-i dai de cap. În tine, ai văzut ceva, nu ți-a plăcut, ai șters. Ai văzut ceva, ți-a plăcut, ai dezvoltat. Și mai mult. E atât de simplu.
fă ce vrei, mănâncă cât vrei, îți faci un corp care îl vrei tu, cât de sănătos vrei tu, poți să mănânci orice, oricât mai mult decât poate corpul tău să ducă sau alea olfactive, gustative, da? Papilele, pupilele, gustative, da, gustative, pupile. Mai mult de atât. Așa că poftă mare și poftă bună și să fie gustos tot, la tot pasul, orice, gustos. Că stai o clipă și ți-aduce aminte. Și simt acum că nu mai aduc aminte nimic. Pe parcurs, tot de ce nu ai nevoie, amintirile se șterg. E ca și cum intri în... să mai vezi pe YouTube ce e și unde nu te-ai mai băgat, n-ai mai intrat, s-a șters, s-a dizolvat. Și tot ce te-a chinuit și prin ce ai trecut și te-a dorut și te-a... au fost doar memoriile. Culmea, memoriile au emoții. Și alea sunt șterse. Cu răbdare, pe care trece prin ștergere. Se trezește clipă de clipă la o viață nouă și nu contează, fără frică, nu contează ce alegi, nu ce ziceam, nu există. Such a thing. Important e ce alegi, important e orice alegi. Dacă îți face plăcere, domnule, să stai acum și să te uiți tu la tine, ore în șir și să te filmezi, asta e. Lucrurile se aleg din esența ta. E atât de pură esența ta. Ai să rămâi uimit ce se alege din tine. Orice hotărâre ai luat. Important să nu ieși din tine și să înțelegi lucrurile aiurea, să te duci să dai în cap sau să te cerți cu nu știu cine, că nu merită. Nu merită... că e proiecție, nu-i persoană concretă. Tu ai proiectat lumea în jurul tău. Deci omul e singur. Am înțeles. Mulțumim, mersi, am înțeles. Omul e singur. Și ți-ai proiectat lumea ta. Bun. Și acum ți-o ștergi și ți-o așa și proiectezi altceva. Și chiar dacă te gândești să proiectez, să proiectez, nu merge așa. Se proiectează din esența ta, e ca o semnătură, da? Semnătura ta. Și poți să o faci în diferite feluri și că eu îmi făceam griji, domnule, dar fac așa și altădată mi iese cumva altfel. Da, se mișcă, se transformă. Uite, dovada e semnătura. Fii atent cum, de câte ori te semnezi, de fiecare dată e diferit. Se transformă, da? Așa și tu. Și esența ta e ca o semnătură și ea de fiecare dată se transformă, imaginează-ți, asta se proiectează. Și rămâi uimit și zici, wow, aș fi proiectat și eu. Păi ai proiectat ce-ți place, ce te mișcă, ce mișcă în tine esența ta pură. Ai proiectat. Fără frică, fără frică. E minunat, nici nu trebuie să alegi, nici nu trebuie să... Să stai și să te simți, să te simți bine, da? Să simți totul așa. Că trebuie să mergi la servici, să mergi, domnule, la servici. Dacă nu mai merge, în gândul tău, bagă-ți picioarele. Ia și bagă-ți picioarele. Cum e asta? Imaginează, se băga picioarele în gândul ăsta de... Nu merge, nu știu ce, nu... Și să vezi cum se... Nu te mai agăța de nimic. Nu trebuie să dovedești nimănui nimic cât ești de bun. Lumea te percepe foarte bun. Tu înțelegi lucrurile pervers, strâmb.
Lumea te percepe extraordinar. Tu numai dai vălul la o parte. Nu te mai zbați. Încearcă. Nici nu trebuie să faci nici exerciții, nici nimic. Nimic. Vezi de treaba ta frumos. Și mai e și când devii profi în a face ceva, chiar nu mai ai nicio treabă. Deci ai învățat, da? Tinerețe, ai mai luat experiențe și la un moment dat lucrurile din esența ta pură și frumoasă se în fața ta și se deschide și rămâi uimit cum ai ales într-o sufletelul tău ce e mai bun în lume. Și imaginea nu e asta. Imaginea e... Da? Asta e ce ne înconjoară, aia veche. Și la un moment dat când simți, Doamne, zici că nu sunt de aici, ceva s-a întâmplat, nu mai zici că ce se întâmplă. Ea încearcă să se dizolve. Și noi o ținem cu, că nu știu ce, dar nu există, că orice să aleg, să am curaj, să am grijă ce aleg, nu cumva pământul ăsta să dispară, să nu știu ce. Nu dispare pământul, pământul e în tine, clar, s-a proiectat. S-a proiectat. Și acum se aranjează la loc și... E dintotdeauna, e pământul ăla dintotdeauna care e în tine. Și nu trebuie să te chinui să sădești nu știu ce semințe și să... Da, e un parcurs care trebuie să-l parcurgi ca să ajungi la gândul ăsta. Fără frică, îl parcurgi și când ai ajuns, ștergi tot ce a fost în spate, că nu e corect nimic. Aia e culmea. Aia e cea mai faină fază în deplasarea ce se numește viața. Ai plecat în deplasare. În călătorie. O călătorie care se numește viață. E atât de mișto, e atât de SF. Când începi să simți și să înțelegi. Și n-ai treabă cu, nu știu ce, imagini, cu... Că nu știu care e bolnav, că trebuie ajutat. Nu trebuie nimeni ajutat, nimeni nu e bolnav. Fiecare își alege ce vrea și se simte bine în rahatul lui. Asta e. Și iese din el dacă are nevoie, dacă nu, e ca și porcușorul care îi place să stea în noroi. Trebuie lăsat acolo. Înseamnă că ființa lui asta cere, asta are nevoie. Super, super. Minunat. Nici o grijă. Și dacă te simți în două luni și e ca și cum zombie pe împrejur sau... Eu așa mă simt câteodată. Că lumea e dărâmată pe jumătate, nu se mai reconstruiește, nu știu ce. Lasă-le acolo să nu se reconstruiască. Ele deja se dizolvă, dispar. Da? Nu te mai agiți. Dom'le, nu fac ăștia nimic. Nu... Tu nu faci nimic. E esența ta care se curăță, se... Lasă-o așa. Să faci ceva e să nu faci. Da? E să nu faci, să lași acolo. Vezi ceva și nu mai trimiți energie în direcția asta. Sau dacă mie, de exemplu, mă ajută, văd ceva neconstruit, neterminat. Și în imaginea mea dau capul la o parte sau mă uit direct acolo, am șters și în loc am sădit niște copaci imaginari. Și ea se dizolvă imaginea. Vezi tot mai mult cum, ca și cum intră, experiență personală, intră în pământ cărămizile alea care au fost cândva așa, de la casa dărâmată, la un moment dat încep să, parcă trage pământul înăuntru. E superb. Fără frică, fără lacrimi, fără... Acum încerc să... Să simt cum am plâns eu cândva și am suferit. Da, asta înseamnă s-a vindecat. Da, e un parcurs care acum te gândești. But why? Why me? Da. Pentru că așa a mers și-a dorit
așa călătorie și a dorit esența mea pură. Mă distrez. Să-mi intre bine în cap că suntem niște savanți. Punct. Toți. Că își bea mințele omul. Înseamnă că e savant în direcția asta, îi place asta. Până nu se trezește. Unde se trezește? Treaba lui, nu-i treaba mea. Fiecare cu... Și e minunat, e... Fantastic. Altul urcă pe baricade, urlă și nu știu ce. Ok. E lumea lui. E călătoria vieții lui, a esenței pure din el. Lăsăm omul să se zbată. E ca și cum mergi. Fantastic. Parcă ai aterizat pe un pământ unde... Și în... te-ai dus. Se mai întâmplă încă ceva. Nu, n-ai treabă. Nu, n-ai treabă, nu. O, săracă, o, fă-i bolnavă. Nu, e proiecția ta. N-ai treabă. Trimite acolo energie sănătoasă. Șterge ce ai văzut. Un om bolnav sau un... Da? E proiecția ta. Omul poate e sănătos. Și tu proiectezi prostii. Te gândești în direcția aia, îl vezi, nu știu, de fapt, dansând sau făcând mâncare la un grătar, nu știu, orice altceva. Și mergi mai departe, n-ai treabă cu omul, nu trebuie să îi dai bani, să te duci acolo și să of, 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 Maica Tereza și așa mai. N-ai treabă, n-ai treabă, atât de simplu și sunt proiecțiile tale care nu te... E ca, uite, o să ajungem la... Deci echilibru ar însemna, mă doare în cot, nici acolo, știi? Asta înseamnă echilibru. Dar e o călătorie care, una e să fi zis cu 4-5 ani în urmă, mă doare în cot, e una spus, aruncat cumva energie și se întâmplă ce se întâmplă, și alta e să ajungi aici, peste ani de zile, să te vindeci. Nu-mi place cuvântul să te vindeci, să călătorești. Să iei un bilet, să călătorești 4 ani în tine, da? Să rezolvi lucrurile. Și să zici, acum mă doare în cot. Nici să nu-ți iasă pe gură mă doare în cot, pentru că chiar te doare nici acolo. Adică, mi-e atât de... Cum zice rusul? Fialetă, bă? Mi-e tătuna. Da. Dar e altfel energetic când spui asta. Așa. E așa cumva. Și nu atinge și nu trimiți nici într-o parte energiile. Da, aia trebuie să ajungi și să înțelegi și să... Și prin ce ai trecut să te... Ce-a fost asta? Ioge, șmoge, religii, bude, nu știu ce. Cares. Da, dar e una să zice atunci cu cares să arunce în stânga și în dreapta. Și alta acum când n-ai treabă cu nimic. Proiecțiile cuiva. Noi când ne naștem, ne naștem în lumea cuiva, da? E proiecția cuiva. Eu când plec, cred, acum mă gândesc. Mă gândeam și ce, moare cu mine proiecția? Rămâne. Rămâne altul să naște în ea, da? Copilul s-a născut în proiecția mea. Și acum eu mi-am vindecat-o și copilul meu merge mai departe în ce se întâmplă mai frumos și mai elegant, nu? Pe frumos și elegant nu poate fi orice. Ideal meu de căștile. Eu căștile le bag în ureche, da, te transform, se schimbă și organismul și își ia forma lui care inițială, de fapt, nu e aia cum, care o știm noi. E mai frumoasă, dar depinde cum vezi frumosul, da?
altfel aici, auzi mai puternic și poate se schimbă unde bagi aia de ascultat, da, căștile. E cumva altfel. Deci ele așa trebuie să le pui și să fie aia jos la telefon. Dar mie mi-e comod așa. Am eu zis, doar ce țele, parcă ești o zuză. De aici vine, vezi un om ciudat și vezi un om normal. De fapt, ăla, ăștia suntem, esența pură. Deci merge pe străzi, merg pe străzi esențele pure. Și fiecare are felul lui de a... forma lui. Fiecare are forma lui. Ți se pare ciudat ce vezi, dar e forma lui. El așa... se formează, da? Vedem niște ciudați. Foarte frumoși. N-avem alte cuvinte, astea sunt. Adică s-au răsturnat valorile în sensul ce e frumos și minunat, sună ciudat, nebun, și ce e normal și frumos, e... nu am nevoie, da? Foarte frumos. Nu am.